Sala sporturilor din Deva a fost la sfârșitul săptămânii trecute gazda primului concurs de tir cu arcul din acest an. Competiția de tragere în sală a fost organizată de Asociația Ordinul Arcașilor Hunedoreni. Peste 80 de concurenți din Hunedoara, Timișoara, Arad, Târgu Mureș, Brașov și Lugoj, amatori sau membri ai unor cluburi de profil, și-au testat abilitățile pentru a obține un punctaj cât mai mare. Ceva ce te duce înapoi către copilărie. Deci toată lumea care la vârsta asta, să-i după 20-30 de ani de după copilărie, când îi se dă un arc în mână și încearcă arcul, toată lumea se reîntoarce în cuprăce. N-am mai tras din copilărie. Deci asta e primul cuvânt, la 99% dintre ei. Și o senzație super ok. Ați văzut, oamenii se destind, sunt relaxați, uite de grijile de zi de zi. Ceva, deci altceva. Deci creează o anume disciplină. Da, pentru că, totuși, să nu uităm, este un arc. Este un arc redutabil în care s-a luptat sute de ani. A fost o armă de elită până la urmă și este o armă periculoasă și în ziua de astăzi. Concurenții spun că practicarea acestui sport te aruncă în trecut, în vremurile în care aceste arme erau folosite la vânătoare. Când tragi cu arcul și ești tu și arcul, efectiv te descarci de nervi, de supărări. Asta e un remediu pentru noi, arcașii. Mergem și ne liniștim trăgând cu arcul. Hobby, pasiune, recreere, sport și comuniunea cu trecutul, cu una dintre, aș spune, dacă se poate spune așa, cele mai frumoase arme. Și copiii adoră acest sport. Cei mai mulți dintre ei învață să tragă cu arcul de la vârste foarte fragede. Pentru mine înseamnă să trag cu arcul, înseamnă disciplină și plăcere. Arcul este cea mai redutabilă armă a istoriei, cea mai longevivă, dar și cea mai ușor de utilizat.